Ce putem face atunci când simțim nefericire în relația de familie? Cum am putea să contribuim la restaurarea lucrurilor? Unde ar trebui să verific? În ce mod ar trebui să rearanjez lucrurile? Aș vrea să vă aduc în atenție că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De ce cred că e cea mai mare poruncă pe care ne-a dat-o Domnul? Există, dragi telespectatori, trei relații fundamentale, cardinale. Care? Relația cu Dumnezeu, relația cu aproapele și relația cu mine însumi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, în cazul acesta vorbim despre familie în mod aplicat, soția, soțul tău, ca pe tine însuți. Așadar, când am nefericire, tristețe, mă îndoiesc de bunul mers al lucrurilor în familie, să mă verific, nu dând vina doar tot timpul pe celălalt, ci în cele trei domenii. Primul domeniu este relația cu Dumnezeu. Care este relația noastră cu Dumnezeu? Poate ceva ar trebui reparat acolo. Pentru că, dragii mei, totul decurge de aici. Relația noastră cu Dumnezeu. Neglijând relația cu Dumnezeu, s-ar putea să ne coste la nivelul bunei înțelegeri, dragoste, împlinirea noastră în viața de cuplu. Unu, îmi verific relația mea cu Dumnezeu. Doi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Cum iubesc pe aproapele meu? Cât de implicat sunt în această relație? Cât de mult mă dăruiesc partenerului de căsătorie? Să iubesc pe aproapele meu este o poruncă. Să iubesc pe aproapele meu este un lucru pe care Dumnezeu mi-l cere spre binele meu, spre binele relației. Așadar să mă verific și în acest domeniu. Și nu în ultimul rând, și aici vreau să subliniez și vreau să fac o tușă groasă ca să țin minte și ca nu cumva să-mi scape mie sau ție lucrul ăsta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Noi suntem un pic neglijenți cu noi înșine. S-ar putea ca unii dintre noi să fim nemulțumiți de noi înșine, să avem stimă de sine scăzută, să avem o imagine de sine așa șifonată și cu toate astea să ne întrebăm de ce nu merge relația de familie. Păi nu vedeți că sunt legate? Iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, asta oricum funcționează. Dacă nu te iubești pe tine, nu vei avea capacitatea să oferi dragoste. Sunt oameni care nu pot primi dragoste, sunt oameni care nu pot oferi dragoste. Durerea e foarte mare și ar trebui să fiu atent și la acest element. Să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Dragii mei, mă duc în fața oglinzii și eu creștin credincios și tu creștin credincios să pot spune liber, indiferent cât de înalt sau de scund sunt, de slab sau de gras, de tânăr sau de vârstnic, de arătos sau de mai puțin arătos, să spunem, cum spune David, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Doamne, îți mulțumesc că nu-mi lipsește nimic și mi-ai dăruit din plin și binecuvântări și har și tot ce am nevoie ca să pot trăi dragostea, să pot trăi împlinit în lumea aceasta și cu astfel de atitudine, corectată în lumina Scripturii. Pentru că eu nu sunt ceea ce spun revistele și ziarele și internetul. Eu sunt ceea ce spune bunul Dumnezeu că sunt, da? Cu astfel de atitudine și cu astfel de înțelegere să pășesc în relația de cuplu și să ofer iubire și să ofer dragoste cu încredere. Trei relații fundamentale în care să te verifici iarăși și iarăși. Relația cu Dumnezeu, relația cu aproapele tău, cu partenerul de căsătorie și relația cu tine însuți. Toate trei prețioase. Și în felul ăsta, te asigur, cuvântul lui Dumnezeu are putere și este valid. Vei vedea binecuvântări și vei vedea fericire și împlinire în relația de familie.